Bine v-am regăsit! Citirea online a știrilor, căutarea de informații despre bunuri și servicii sau corespondența prin e-mail și discuții prin intermediul rețelelor de socializare au reprezentat principalele segmente de informații pe care peste o treime dintre români le-a accesat atunci când a utilizat internetul în 2014. Asta potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În acest context, de un interes ridicat, se bucură utilizarea internetului pentru citirea online a site-urilor de știri, ziare, reviste, 70,3%, căutarea informațiilor referitoare la bunuri sau servicii, 65,7%, dar și pentru a juca sau descărca jocuri, imagini, filme sau muzică, 45,5%. De asemenea, printre cele mai frecvente scopuri pentru care a fost accesat internetul în primele 3 luni din anul trecut, se află cele legate de comunicare, în special corespondența prin e-mail din persoane utilizate internetul în primele 3 luni, dar și participarea la rețele de socializare, 67%. În ceea ce privește raportul dintre cei care navighează cel mai mult pe internet, preocuparea femeilor și bărbaților pentru acest sport, să-i spunem, este destul de apropiată. Dacă vi s-a ars televizorul, frigiderul, calculatorul, aparatul de aer condiționat din cauza unei suprasarcini electrice, operatorul de rețea este obligat să vă despăgubească cu contravaloarea produsului stricat sau a reparației. Economic.net scrie că distribuitorul de energie electrică, în raza căruia te afli, trebuie să te despăgubească cu valoarea aparatului electrocasnic distrus de o eventuală suprasarcină apărută din vina lui. Asta potrivit legii energiei electrice din 2012. Pentru că procedurile de despăgubire nu erau clarificate, ANRE a emis o procedură de despăgubire care, urmată, vă permite să vă primiți banii în circa o lună de la eveniment. În limita a 10 zile lucrătoare de la data constatării defecțiunii aparatului, faceți o cerere de despăgubire către furnizor. Operatorul de rețea este obligat să trimită o echipă care să investigheze și eventual să remedieze cauzele defecțiunii la domiciliul reclamantului. Ancheta operatorului trebuie finalizată în cel mult 30 de zile de la depunerea reclamației. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim și mâine. La revedere!